Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă dimineața pe drumul național 65 la intersecția cu drumul județean 77 la Salcia. Un bărbat în vârstă de 53 de ani din Cârlogan nu a acordat prioritate unei auto utilitare care se deplasa regulamentar pe DN65. La sosirea echipajelor ISU Olt, bărbatul a fost găsit încarcerat în autoturism, iar medicii nu au mai putut decât să constate decesul. La fața locului s-au deplasat pompieri de la detașamentul Slatina cu o auto specială pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor. În momentul sosirii echipajelor, unul dintre șoferi a fost găsit decedat, încarcerat în autoturism. În accident a mai fost implicat o auto utilitară. Șoferul acesteia nu prezenta urme vizibile de traumă și a refuzat transportul la spital. Pentru extragerea bărbatului încarcerat, pompierii de la descarcerare au îndepărtat mai multe elemente de caroserie, acesta fiind prins între bordul mașinii și scaun. Șoferul autoutilitarei nu prezenta leziuni și a refuzat monitorizarea și transportul la spital. Traficul în zonă nu a fost oprit, însă s-a circulat pe un singur sens mai bine de o oră.